Te salut. Astăzi vorbim despre timpul de calitate. Dacă acesta este limbajul de dragoste al copilului tău, îl vei observa în primul rând din vocabularul lui. Îți va cere permanent să te uiți în ochii lui când îi vorbești. Îți uh, îți va căuta uh, atenția ta, îți va căuta emoția ta atunci când el îți povestește ceva. Îți va cere să te joci cu el, să desenezi cu el, să colorezi, să alergi cu el. Îți va cere cât mai mult atenția ta, doar tu și el. Va radia de bucurie atunci când îi povestești ceva, inclusiv o poveste de seară, înainte de somn. Pentru el 5 minute petrecute doar cu el va însemna o veșnicie. Și va fi mult mai prielnic decât petrecând o zi întreagă, dar în prezența și telefonului și televizorului. Acesta nu ar fi un timp de calitate pentru copil. Respectiv Timpul de calitate este într-un oarecare moment o excludere a gadgeturilor, zearelor și orice ar putea împiedica petrecerea timpului împreună cu copilul tău. Deci, îi poți umple rezervorul în doar 5-10 minute petrecând cu el, cu copilul tău, fără a te sustrage la altceva. Aceasta ar fi mult mai benefic pentru copilul tău, el va fi fericit, împlinit, iar tu satisfăcută că ai reușit să faci ceea ce trebuie, pe lângă faptul că ai petrecut timpul cu copilul tău. Te aștept pe canalul meu ca să urmărești și celelalte videouri despre limbajele de dragoste al copilului tău. Află care este limbajul de dragoste al copilului tău și trăiește o bucurie intensă alături de cei dragi din familia ta.